Încercăm să atragem cât mai multe investiții din exterior, înțelegând foarte bine că fondurile interne sunt capturate de mafie. Am în momentul de față deschiderea mai multor primari din România să ne ajute cu proiecte de succes la Chișinău. Am comunicare strânsă cu primari din Europa, către care voi ajunge curând și mă refer aici la primarul Vienei, recent reales în această funcție. Am stabilit contacte la nivelul primăriei Parisului. Vom stabili contacte la nivelul tuturor capitalelor importante din cadrul țărilor membre a Uniunii Europene. Am avut discuții bune cu reprezentanții ai guvernului Belarusiei, cu specialiști de la mai multe întreprinderi care au contacte cu municipalitatea, dar și în Republică. Ceea ce îmi lipsește în momentul de față este mandatul validat. În lipsa acestui mandat, prea multe lucruri nu pot fi făcute, iar toată lumea așteaptă validarea cât mai grabnică acestui mandat. Vreau să vă asigur, și acest lucru vă vorbește ceea ce v-am spus anterior, voi avea colaborare și intenționez să am o colaborare strânsă cu capitala României, București, cu capitala, dacă vreți, culturală a României, Sibiul, cu capitala inovării și a tineretului, Clujul, cu Oradea, cu Suceava, cu Botoșaniu, cu Timișoara. De la Craiova am primit anumite semnale de disponibilitate de colaborare. Și spun asta